dimineața. Ce faci? Dorm la ora asta. Dormi? Uh-huh. Cine e? Sunt un admirator de-al tău. Altul? Altul decât care? Păi, cine e? Hai, lasă glumele. Cine e la telefon? Torje. Așa. Mă știi? Care Torje? Ăla de la fotbal? Da. De la Dinamo? Da. De unde e numărul meu de telefon? E un prieten comun și mi-a arătat pozele tale pe High Five și mi-a plăcut foarte mult. Și tu ai cont pe High Five? Da, am, dar nu prea îl folosesc așa. Și așa am avut probleme, nu știu dacă ai văzut, cu scandalul cu când am cântat Maneaua lui Steaua. Păi am văzut că te-ai prostit pe acolo, da, mi-ai luat o radio. Om serios, fotbalist, a pus și-a manele la televizor. A, era Maneaua lui Steaua? Da. Păi da, mă, dar tu cum cânti manele cu Steaua când tu joci la Dinamo? Zic, au intrat alea peste voi, v-au filmat, am văzut la televizor. Deci eu n-aveam nicio treabă, Ropotan l-a chemat și nu le cunosc, n-am nicio treabă. Și în momentul ăsta eu sunt singur, deci n-am gagică, n-am pe nimeni. Am înțeles, dar de ce mai suna totuși? Poate ne cunoaștem și noi. Mi-ai dat friend request pe High Five. Ce să-ți dau? Știi tu că pe High Five se adaugă prieteni, mai adăugat ca prietenă? Nu. Mi-a arătat băiatul ăsta. Inspiri încredere, adică ai o figură de fată, știi, mie nu-mi plac fetele vulgare, deși ești foarte sexy, ai așa o figură de îngeraș. Am înțeles, da, eu am prieten, să știi. Greu de crezut să n-ai un prieten. Păi și ce vrei să facem atunci? De Revelion eu plec la Veneția, deci am prieten acolo în Italia, un om de afaceri care m-a invitat la Veneția să facă Revelionul la Palatul Hot Dogilor, acolo în piața la Veneția, deci este palatul ăla mișto, foarte mișto. Ce tare! Îți dai seama, e destul de nașpa să mă duc singur și îmi caut o gagică mișto, adică nu pot să plec acolo, că i-am zis lui Francesco, frățioare, dacă nu găsesc și eu pe cineva mișto, nu vin. Păi da, mă, dar eu am prieten, nici nu ne cunoaștem, trebuie să ne vedem. Da, tu mă știi pe mine? Adică eu sunt păi un... Păi te știu de la televizor, dar na, tu ești mic de înălțime, eu sunt cam mai înaltă, doar ai văzut în poze. Ce înălțime ai tu? Ei, am 1,78. Hai de capul meu, se poartă acum, că... Păi da, mă, dar trebuie să mai ai iure. Da, mă, dar nu sunt un moș. Deci vreau și eu să fac Revelionul cu cineva mișto și nu prea am timp, că dacă eu ies în club acolo, îți dai seama, mă vin ăștia de la paparații și mă fac de nu mă văd. Și mi-a zis amicul ăsta, deci mi-a zis despre tine, mi-a dat referințe bune, că tu de unde ești deloc? Din Timișoara. Da, mi-a zis că înveți în București, că ești ok, că na, nu ești o panoramă și... Păi și cum să vin eu acolo, îți dai seama, Veneția, palate, castele, ce dracu mă îmbrac? Nu, e complicat. De ce e complicat asta? Așa, ce să caut eu acolo? Și am câte să mă îmbrac. Zic că nu ți-ar plăcea. Nu, sunt interesant, na, ce să zic acum. Îți dai seama că eu cu ăsta al meu unde mă duc de Revelion? Îți dai seama că nu mă duc la Veneția, nu? Da, e o problemă cu el? Adică că nu te poți desprinde de el sau când? Mă, acum, dacă e ceva mișto, îți dai seama că găsesc eu o chestie. N-ai auzit de Palatul Hot Dogilor din Veneția? M-am auzit așa, dar nu știu exact, n-am fost niciodată. Palatul Hot Dogilor și are și camera. Păi și ne filmează? Nu, fată, ești nebună cu capul, cum să ne filmeze? Păi și cine mai merge acolo? Oameni de afaceri italieni, deci un prieten de-al meu, Frank. Români nu mai merg? Români nu mai merg? Alți fotbaliști? Nu. Niciun fotbalist, adică? Nu, deci mă duc decât eu. Da, mă, dar nu, lasă-te, nu, ne vedem la o cafea altă dată, nu, și n-am eu cu ce să mă îmbrac, să mă duc eu acolo. Păi ce, asta e o problemă, o problemă că n-ai cu ce să te îmbraci? Păi îți dai seama, deja mă duc eu la palat cu, dai seama, acolo trebuie să ai roche, să ai super pantofi, nu știu ce. N-ai așa ceva? Că ești manechin, am înțeles. Păi, am, dar n-am eu de Veneția, îți dai seama, am de asta, de București. Chiar nu vreau să te jignesc, dar din moment ce mi-am asumat chestia asta și ți-am făcut invitația să vii cu mine, îți dai seama că m-aș ocupa de tot. Adică? A, uite, am un prieten, știi, pe Ștefan Muscă? Îi îmbracă pe ea, au emisiuni la televizor. La, cum? La Antena 1. Cum? Îi îmbracă pe unii la Antena 1, pe ea de dimineață, cum îi cheamă. Pe cine? Pe, nu știu cum, cam pe Dani, iubitul lui Mihai Radulescu. Dar de la ce emisiune, că nu știu? De la Neața, cu Morar și Dani, sau cum îi cheamă pe ea. Ce emisiune? Morar și Dani, cum îi cheamă pe ea? Nu știu, nu mă uit. Când mă trezesc, mă uit fix la ei.
Să mă uit și eu, stai așa. Cum îi cheamă? Morar și Dani. Și ce emisiune fac ei? Îi cheamă tot felul de invitați, cântăreți. Cum se cheamă emisiunea? Morar și Dani. Gagiul lui Mihai la Rădulescu, da, știu. Da, ăla. Ștefan Muscă e designerul care mă îmbracă și pe mine. Și, și aș păi putea... Da, că face haine de alea... Îi îmbracă și pe și fete. O îmbracă pe tipa aia că au ea în emisiune una foarte mișto, un om ar fără niște țuțe mișto. Cine? În emisiune la băieții ăștia. Nu știu, nene, că nu mă uit, deci nu, chiar nu mă uit. A, deci mai bine te uitai să vezi și care e. Da. Tu ai numărul lui de telefon? Ai numărul ăsta. Păi dacă el mă îmbracă pe mine? A, ce tare. Pe lună mă îmbrac de 5.000 de euro. Și am costum, am tot ce-mi trebuie pentru seara de Revelion. Că ăștia de la Dinamo ne decontează. Știi, avem 5.000 de euro să-i cheltuim. De ăștia 5.000 de euro să-ți facă ție ceva. Ție după aia ce-ți mai rămâne? Deci eu am costume, am tot ce-mi trebuie, deci n-am nevoie. Și adică tu îmi dai banii ăștia sau face haine de ei? Tu cum preferi, să-ți dau banii și să-ți cumperi tu? Sau să vorbesc cu Muscă să-ți facă? Mă, nu știu ce să zic. Eu aș prefera să-mi cumpăr eu, că eu nu știu dacă ăla o să știe să-mi facă mie rochie. Mai bine mă duc eu să-mi caut. A, să-ți dau ție 5.000 de euro ca să-ți... Da, e mai bine așa. Da. Și așa-mi iau și pantofi, că el oricum nu are. Îmi iau un accesoriu, o gentuță, ceva. Păi auzi, și... după aia trebuie să-ți dau înapoi? Nu, fată, ești nebună, cum să-mi dai bani înapoi? Păi nu, da, poți... sau hainele sau ce-mi cumpăr. Ce-mi cumpăr, trebuie să-ți le dau înapoi? Nu, deci sunt ale tale. Auzi, dar când trebuie să plecăm? Poți merge? Păi nu știu acum ce să zic, trebuie să văd cum să fac cu ăsta al meu, e complicat. Tu ai putea merge? Mă, ce să zic, e surâde așa ideea, dar că n-am fost, îți dai seama, la niciodată în Veneția, e foarte tare, cred, nu? La Palara, dar nu știu ce să zic. Să ne vedem și noi, să bem o cafea. Bun, și tu de unde ai putea să-ți cumperi haine? Nu, zii cu mine, poți să mergi cu mine? Sau ți-e rușine să te vadă lumea după aia ce apar prin reviste? Băi, deci nu prea pot să ies cu tine. Trimit pe cineva, am o prietenă care se pricepe, adică ea e stilist. Și mergi... Deci ce, trebuie să o plătesc din banii ăștia? Trebuie să o plătesc și pe ea din banii ăștia? Nu, stai liniștită că nu se bagă nimeni în banii ăștia. Când trebuie să plecăm exact? Că îți dai seama că eu am aranjat cu ăsta al meu. Tu unde trebuia să vă duceți de Revelion? Păi aici, în București, mergem în Bambu. Păi eu zic că e mai mișto la Palat, crede-mă, deci... Da, păi hai să ne întâlnim, nu, să vedem exact cum să facem. Dai bani, mă, să-mi fac cumpărături, să cum? Pregătim. Când trebuie plecat? Pe 27, pe 27, ca să mai stăm acolo un pic, că... A, păi trebuie să-mi cumpăr mai multe chestii. Dai seama, dacă stăm așa multe zile, nu o să-mi iau în Maroche. Mai mult, mergem acolo undeva, mai trebuie să mă îmbrac și eu, normal. Da. Veneția, dai seama. Pe 27, când ajungem acolo, în prima zi facem shopping. A, și acolo mai îmi cumperi ceva. Cum? Acolo zic mai îmi cumperi ceva. N-ai grijă de bani, n-ai grijă de nimic. Adică îți dau cardul și te duci și ți-ai... Nu știu, vreau să vorbesc cu prietena mea să văd, să mă sfătuiască și ea ce să facă. Nu știu ce să zic. Adică așa e, aiurea. Mi-e frică, dracu, apărăm pe la televizor. Băi, ești nebună? Cum să apărăm la televizor? Păi la mine treaba e serioasă cu ăsta al meu. Dai seama dacă e nasol după aceea. Păi nu știu, află lumea, îți dai seama, după aceea rămână, adică ăsta mă sponsorizează, vorba aia, adică nu pot să rămână, fac ochii în soare. El te întreține? Păi îți dai seama că mă ajută, nu, că acum eu cu prezentările, am prezentări așa, nu, dar acum știi și tu că nu zici așa de multe. Și cu ce te sponsorizează, de exemplu? Mașina lui, a luat DVD, mi-a luat televizor. Ce ți-a luat? DVD, televizor. Și mașină? Păi da, adică îți dai seama că pentru mine e un risc foarte mare. Tu ești, vorba aia, ești singur. Noi la vară avem planificată nuntă, risc naibii să-mi pierd tot. Și pa, ce fac? Eu sunt ok așa, îți dai seama, risc pentru ce? Pentru 5.000 de euro. Nici eu n-am interes să apar la ziar. Da, mă, dar trebuie să înțelegi, în primul rând, eu nu sunt o curvă, da? Deci eu dacă vin, vin ca așa vreau eu să vin, pentru că am o grămadă de prietene care s-au fost combinate cu fotbaliști, au simțit bine, a fost super ok, adică nu ne înțelegem greșit. Îți dai seama, eu am nuntă la vară, nu vreau să mă apuc să-mi risc cu al meu pentru o plecare la Veneția, na, toate că sună foarte tare, adică nu știu când o să ajung eu la Veneția, da? Dai seama, pe de altă parte îmi risc mașină, casă, toate cele pentru... Să nu apar tu pe la ziare, să te duci pe la ziare să spui sau cum a fost cu amantele lui Cristea, știi că s-au dus pe la emisiune, pe la Morar, pe la... Da, l-am văzut. Păi da, mă, dar eu nu mă compar cu alea, dai seama ce am înnebunit să mă duc la televizor, alea niște...
Parfă, ieftine. Eu pun în primul rând situația mea în pericol, nu a ta. Păi mă, te faci... Alea au ceva de câștigat la treaba aia. Eu ce am de câștigat? Eu dacă mă despart de-al meu, ce fac? Mă iei tu? Tu ești singur, vorba aia. Adică chiar ai putea dacă ai vrea. Gândește-te și te mai sun eu peste 2 ore. Da, mă, trebuie să vorbesc cu prietena mea, ți-am zis că acum e și dimineața, abia mă întrezi, nici nu știu exact. Trebuie să mă gândesc la o chestie, să văd ce să-i zic lui ăsta al meu, că îți dai seama, să fie și ceva credibil, să-i zic că am o prezentare, să zic că, na, nu știu, am un spectacol. Sorge la telefon, am revenit. A, bună, bună. Ce faci? Acasă, tocmai... Discutasem cu prietena mea. Dar voi n-aveți antrenamente acum? Noi suntem în vacanță și trebuie să vină Moș Crăciun la club și eu trebuie să iau cadoul lui Pulhac și nu știu ce cadou să iau eu lui Pulhac oare. Păi ia și tu un CD cu manele, un ceva, o chestie. Eu știu ce-i place lui. Tu ai mai vorbit cu prietena ta? Ce? Că e foarte încurcată treaba. Dacă era aici în București, era mai ușor. Să faci șervelionul cu mine în București? Nu mă, mă refeream așa să ne vedem, să ieșim la o cafea, să vin la tine, să, eu știu, poate vii tu la mine, dar mai mult, mai degrabă eu la tine, știi că la mine e cam complicat. E jumătate de high five, mai ales tocmai pe mine. De ce tocmai eu? Dar câte poze ai văzut acolo, cred că sigur te-ai uitat la multe poze. Că ai mai întrebat vreo câteva până acum, nu? Stai mă liniștită, crede-mă. Deci, de la casting? Na, ești timișoreancă de-a mea? Da mă, da. Ți-am zis, am mai vorbit și cu prietena mea și... Adică nu e faza că ești fotbalist, știi că... E ok așa, adică am multe prietene care au fost cu fotbaliști și a fost foarte mișto, unii de la Poli, de la Dinamo, da? E, adică, îți dai seama, eu cu ăsta al meu, află dracul ăsta, e nasol. El cu ce se ocupă? Cu imobiliare, da, construiește pe lângă București, mai vinde un teren. Și tu acum vrei să spui că nu mai mergi cu mine sau cum? Nu știu ce să zic, mă tot gândesc, dar nu știu. Data trecută accepti că gata cu haine să facem, să dregem, să găsești o... Auzi, dar cu hainele cum o să facem? Păi ți-am zis, deci îți dau banii sau dacă vrei te duc la muscă și îți face. Nu mă duc mă, că nu-mi face mie la haine, îmi plac mie. Eu mă duc să-mi cumpăr eu, mă duc în... Te duc la muscă și îți face haine mișto. Da mă, dar nu mă duc eu acolo, după aia mi-e poveste, știi că lumea uite pe aia, e gagica lui Torje, nu știu ce, adică... Mă duc eu și-mi cumpăr. Mai faza, știi care e? Că eu mă duc prin mall, prin astea, dar nu știu ce o să găsesc acolo. Am niște prieteni care aduc haine de afară și iau de acolo. Adică ție trebuie chitanțe, facturi din astea, bonuri. Pentru ce? Păi nu știu, zic așa ca să vezi ce mi-am cumpărat. Nu mă, îți dau banul. Că nu să... Dacă ai nevoie de 6.000, îți dau 6.000 de euro și te duci și îți cumperi haine de ce vrei tu. Da mă, dar nu vreau după aia să crezi că mi-am băgat bani în buzunar și nu mi-am cumpărat haine, știi? Nu știu cum să fac cu el, că noi avem revelion, nu ți-am zis că îl facem aici în București. Până la urmă, deci mergi sau nu mergi? Zici și mie ca să știu. Da mă, hai, mergem. Hai că mergem, da. Nu, hai nu fă mișto de mine, pe bune, deci chiar... Da, nu fac mișto, nu mai, hai. Lui ăla ce o să-i spui lui prietenul tău? Păi o să-i zic că mă duc la Veneția, că, na, n-ar fi prima oară când am ședințe foto. Zic că am o ședință foto acolo, că e un casting, că oricum el știe că am mai pozat pentru calendare, pentru reclame, pentru de-astea și zic că mă duc la Veneția. Păi zic că o să mă întorc pe 30, știi, dacă el o să înceapă cu din alea că avem rebelionul, că nu știu ce. Dă seama că și lui îi place când pozez, nu? Adică de-aia și-a luat iubită manechină, nu? Adică e ok, înseamnă că e căutată. Dar el e tot așa manechin sau ceva? A fost sau... Nu, n-are nicio treabă cu... N-are, nu. Dar arată bine? Nu, asta contează. Nu, vreau să văd dacă e mai înalt ca mine sau dacă e... Mai înalt, oricum îți dai seama. Da, și eu sunt micuț de statură, adică nu sunt un super băiat. Păi da, mă, da, nu se compara, adică el are 100 și ceva de chile, el nu e cu... Cât are? Cu sporturile, cu de-astea. Nu știu exact, 105, 110, o chestie de genul ăsta, adică când a pus mâna pe tine... Dacă află, mi umflă botul. Păi nu știu pe care. Ce spuneai că o să-i spui? Zic așa că mă întorc pe 30, îi zic că pozez 2 zile și mă întorc pe 30 ca să stea liniștit că mergem de revelion și după aia, na, pe 30 seara îi dau că s-au anulat cursele sau că nu se zboară, că eu fi, nu știu, ăștia de la Italia sunt în grevă că au anulat zborurile și după aia
îi zic că o să plec pe 31. Pe 31 îi zic că n-am găsit locuri, că e ultima zi și toată lumea pleacă vine. Și zic că asta e, ne asigură cazarea până pe 2 și mă întorc pe 2. Și ce poate să facă? Se urce în avion să vină în Veneția? Adică, cum să facem? Cum ne vedem? Adică, puteți seama că mai sunt câteva zile, trebuie să mă duc să-mi caut haine, să-mi alea. Când ne vedem? Îmi dai bani. Să ne vedem mai târziu? Da, unde vrei să ne vedem? Ai putea să vii pe la mine, pe acasă. Ah. Deci vreau să te întreb o chestie, dacă nu te deranjează. Deci dacă eu merg cu tine acolo și stăm în aceeași cameră, mă înțelegi? Da, acum n-ai luat camere separate, nu? Așa, și ce trebuie să fac eu? Ba, păi nu trebuie să faci nimic, deci nu, dar îți dai seama, deci, na, adică nu pot să stau să mă uit, mă pui să mă uit la tine. Păi nu te uiți la mine, na, o să te uiți pe geam. Deci nu mă pune să rup chilunții de pe tine. Păi dacă o să am, mă, stai așa. Păi n-am zis că îmi cumpăr și lenjerie, nu? Despre lenjerie n-am vorbit aici, trebuie să negociem. Amă, dar nu fac mișto, crede-mă, deci chiar nu mă lua la mișto. Adică e mai bine să știm din start cum stăm. Păi da, mă, dar nu ne vedem în seara asta oricum la tine. Acum ce vrei să zic? Vrei să zic eu? Eu nu știu cu cine ai fost tu, cu ce găsculițe și fufuline umbli tu, adică să nu mă confunzi. Eu cred că tu ai fost obișnuit cu niște fete ieftine, asta e părerea mea. Cum? Eu cred că ai fost obișnuit cu niște fete ieftine, de-aia îți faci toate probleme. Adică e chiar penibil ce spui. Auzeam, dai și banii acum, nu? Că după aia nu am timp să mă duc, că începe aglomerația, nebunia asta cu cumpărăturile, cu sărbătorile, cu nu știu ce. Da, mă, stai liniștită, mă. Numai să nu fugi cu bani. Bine, că acum 5.000 de euro pentru mine nu e mare lucru. Dar n-ai zis că îmi dai 6.000? Cum? N-ai zis că îmi dai 6.000? Dacă ai nevoie, dau 6.000, nu-i problemă. Nu știu, mă gândesc, n-ai zis că vrei să-mi iau și lenjerie și oare și ceva, adică nu știu. Dar tu n-ai nimic, adică ești dezbrăcată complet sau n-ai? Da, mă, da, îți dai seama că nu pot acum să vin cu hainele mele cu care am fost cu al meu să vin cu tine. Adică ce facem, le amestecăm? Corect. Ne vedem diseară, vii pe la mine, da? Da, da. Când ajungi aici, am trebuit la poartă, că apartamentul nu e pe numele meu. Dar pe ce nume? Trebuie de Daniel Buzdugan, de la Radio Zoo. Poftim? Cine e la telefon? Cu cine vorbesc acum? Cu Torje. Care e legătura cu Daniel Buzdugan? Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zoo și a fost o farsă. Mamă, să vă f*** în gură de nemernic. Cine mi-a făcut asta? Mihai, am înțeles că e prieten cu iubitul tău. Mă, și? Deci eu oricum m-am prins de la bun început. Dacă o să te asculte iubitul tău, ai ceva să-i spui? Da, o să-i spun că nu sunt atât de proastă să merg pentru 5.000 de euro. Că m-am prins că e o farsă și el oricum îmi dă mai mulți bani de atât și n-am nicio legătură cu toată treaba asta și m-am prins că e. Deci n-are sens. Adică oricum el îmi dă mai mult de atât și el are o grămadă de bani. Nu mă complic eu pentru 5.000 de euro. E oricum foarte urât din partea lui Mihai că s-a gândit să facă așa ceva, că eu credeam că e prieten bun cu el. Da. Oi, 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 oi.